Grupul de acțiune locală Valea Ialomiței, care cuprinde localitățile Șotânga, Doicești, Aninoasa, Vulcana Băi, Vulcana Pandele, Pietrar și Voinești din județul Dâmbovița, a reușit să acceseze un număr de 43 de proiecte prin intermediul Planului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, în valoare totală de 2.412.693 euro. Domeniile de intervenție au variat de la activități agricole, precum fermele de semi-subzistență, instalarea tinerilor fermieri, modernizarea exploatațiilor agricole, până la modernizarea infrastructurii și achiziția de utilaje, crearea de noi locuri de muncă sau exploatarea potențialului turistic al zonei și creșterea calității serviciilor turistice. În toate cele 7 comune au fost idei care s-au transformat în dorințe îndeplinite, realizări pentru bunăstarea oamenilor prin GAL Valea Ialomiței.